Salutare tuturor, sunt GeoStyle și bine v-am regăsit la un nou videoclip din seria de survival multiplayer. Sunt alături de Valgon, MC chiar, și... Da, eram aici pe survival și tipul... Vreau să-i fac o promovare, asta vreau să vă spun. Face videoclipuri cu Minecraft și nu numai, face și livestream-uri, iar mai multe detalii o să vă spun el pe parcursul acestui videoclip. Bun, deci salut, eu sunt Valgon. Da, deci cum ați auzit la Geo, eu fac episoade cu survival, am o serie de SMP numită Aventurile Minerilor. Din păcate a fost închisă, nu știu de ce, dar nu-i bai pentru că mai am încă una pe nume Diamondfall. Fac și episoade cu survival games, da, nu știu, încă nu. Nu știu dacă o să mai postez, că e puțin cam greuț. E destul de greu să filmez survival din să-ți iasă din prima. Și singur. Da. Și fac și build battle și m-am gândit să fac o serie cu abonații să ne jucăm noi. No, nu știu, așa, pur și simplu. Și mulți mi-au spus să-mi fac și Sky PvP, s-ar putea să fac și asta, și Skyward și Skyblock, o grămadă, s-ar putea să încep noi. În concluzie, va face multe, multe serii pe placul tuturor. Calitatea video are niște probleme cu Camtasia, din câte mi-a spus. Dar și... nu mai filmez, gata. Și numai din cauza asta nu mai mergeau videoclipurile 720p, dar dacă va avea suportul vostru, se va chinui cu OBS-ul, chiar dacă va avea puțin lag sau nu. Nu, n-am lag. Va face tot efortul să facă 720p doar pentru voi. Nu, bun, hai să-ți arăt și eu ce am făcut pe aici cu abonații mei. V-a spus și el, dacă veți fi activ și toate cele, va începe și el o serie cu abonații lui, poate, nu, de ce nu chiar una de survival cum am început eu aici. Deci dacă mergem frumos pe podul ăsta. Da, și nu sunt genul de om care nu vorbesc cu abonații sau să am impresii că... Cam cum postezi tu videoclipurile? Postezi moderat? Ai un program sau ceva? Eu nu am un program, dar de obicei eu postez cam câte 4 pe zi. În ultimele zile am postat 1 sau 2 pe zi. Dar, 4 pe zi? Da, știu. Eram nebun. Dar în ultimul timp postez unul pe zi, să se strângă și vizionari, să se uite toți, măcar. Deci activ este pe YouTube, nu este că face pauze de 2 săptămâni și după pune un clip, sau de o lună și după mai pune un clip și tot așa. Se ține de treabă și merită și el ajutat cu un subscribe, like, activitate. Și nu știu, vocea mea, acum sunt puțin mai emoționat că joc cu Geo și nu știu, sunt așa și de-aia vorbesc parcă așa cu... Și eu la început canalul acum un an și ceva... Tot la fel eram, dar noi bai, noi bai. Nu bun. Nu știu, nu-mi iasă cuvintele, ce să zic, așa, trebuie să vorbesc în propoziții, frumos. Câți abonați ai în momentul de față pe canal? Am 283, dar din păcate, un prieten, în ghilimele, nu-i chiar prieten, dar ne știm și în viața reală, tot îmi face hate și, na, pur și simplu așa, că vrea el. E, asta e, toți am trecut printr-o perioadă de hate și, ajutați-l și pe el să treacă de această perioadă. Dar pe mine nu mă interesează dislike-ul. Vizualizările contează. Îți face vizualizări. Asta îmi face și rating. Păi asta contează, tu ai faci vizualizări, vei fi găsit și pe YouTube. Mai ales că acum au făcut ăștia de la YouTube ceva cu YouTube Gaming, am văzut, și vin mulți străini așa. Da, și străinii sunt șmecheri. Deci acolo aveam o casă al lui Combo și al lui Hell, nu știu dacă știi. Și de ce lumea mă spamează cu RIP, habar nu am. Așa, aici tot la fel un abonat a început să-și facă o casă destul de faină pentru început. Chiar îți recomand să începi și tu o serie de toate survival cu abonații. Începe acum să fie cei mai activi, parcă ar fi cei mai activi din lume când începi să faci serie cu ei. Da, știu. Și e foarte, foarte ok. Cu ce o să ce filmezi tu ca program? Acum filmez cu OBS, O 60 de FPS-uri sau normal? Normal, dar 60 de frame-uri am început la începutul canalului, în 60 de FPS-uri. Da. Dar s-ar putea să reîncep în 60 de frame-uri, dar în jur de 2 luni s-ar putea să-mi iau un i7, un procesor mai bun și... Da. Și, na, nu știu. No. De oricum, eu stau acum și pe 5 ani cu... Nu! Am schimbat limba. Mereu mi se întâmplă când vreau să schimb ceva.
Naia, ce limba e? Dezblab. A, ok, mi s-a întâmplat. Da, și am un laptop și trebuie să stau pe setter cam minime când vreau să filmez. OBS e un program destul de bun, da. Da, necesită multe, multe de resurse. Da, eu am frame drop-uri în filmare. Și eu, și eu, și eu tot în filmare. N-am setări, nu știu, din alea GG. Da. Deci, aveți canalul lui în descriere. Nu uitați să treceți să dați și un like pe acolo, share, subscribe și toate cele. Nu știu, poate voi mai filma cu el alte videoclipuri, voi mai intra și pe live-uri. Dar... Doamne, dacă intri pe live-uri, eu mă las de YouTube. Ok. Și, nu știu, poate îl vom băga și pe el aici. Puteți scrieți în comentarii dacă vreți să-l băgăm în această cetate. Nu știu. Depinde doar dacă vrea și el. Băi, eu vreau, da. Uite, de acum tu știi câte emoții am. Se aude după voce, nu știu. Trebuie să ai emoții. Altceva mai să ne spui despre canalul tău? Bă, nu știu. Pot să zic despre mine. Păi spunea despre tine atunci. Eu am 12 ani și eu am început YouTube-ul acum 3 ani, dar nu pe canalul ăsta. Pe un alt canal de 1000 de abonați, dar eram un copil de 9 ani și prost. Deci ai ceva un pic de experiență așa în YouTube. Da, da, da. Știi am avut 1000 de abonați. Se mănâncă YouTube-ul. Am trecut prin multe hating-uri, flooduri, încă am calculatorul floodat la alt. Mie mi se întâmplă să-mi iau DD-osuri pe live-uri. Da, da, știu, și mie mi s-a întâmplat în live-ul trecut. Deci face și live stream-uri, intră cu abonații, se joacă pe premium, pe non-premium, pe ce te joci? Da, pe toate mă joc. Da, eu de obicei joc pe SMP-uri, pe live, dar când ei zic să intru și pe alte. Și în SMP-ul ăla, cam care e limita de abonați? Poate sunt unii care sunt interesați. Diamond Fall nu cred că o să fie interesați când o să audă cu ce eu stat. E cu Hamachi deocamdată. Nu contează, multe SMP-uri au fost cu Hamachi și dar sunt. E mai bine pentru că e mult mai protejat, știi? Și el se intre de la 60-70 de abonați, dar nu știu. No, dacă no. Sunteți YouTuber și vreți să intrați în SMP, pe cine contactează? Pe tine sau? Nu pe mine, pe Miner Radu ITB și pe Kid Play ST. Sunt niște oneri foarte de treabă, unul de 100 și ceva de abonați și unul de 500, deci nu sunt. Na. Na. Și dacă sunteți mai mici în YouTube, puteți să intrați și voi în acel SMP. Da, eu am intrat să mă prietenez, nu să... Nu, pentru abona. Să faci prieteni, să mai filmezi, să nu fii singur pe canal. Da, așa... pe aventurile minerilor, din câte am înțeles, de la 100 de abonați. Dar, nu știu, Diamond Fall-ul se închide acum. O să se închidă luni, bate dragonul. Oh. Și o să vină și sezonul al treilea. E să-l ajutăm și pe ăla cu locul un subscribe, am spus, să-i strângem peste 350 de abonați, l-ar ajuta foarte, foarte mult, mai ales că el trece și printr-o perioadă mai lungă de asta, de timp de, cu hate, am înțeles că ți-ai luat ceva hate nasol, e nu? Un copil, na, de da, de 14 ani, din ăla care, no, de poate și auzit de el, nu știu. Nu, no, vreau să dau nume sau altceva dacă e să... Da, pe de-aia nu zic, na. Deci da, nu uitați să aveți canalul lui în descriere. Poate voi mai filma 1-2 videoclipuri, să vedeți și voi că este un băiat chiar de treabă. Stau de, nu știu, 20 de minute cu el în confă și chiar mi se pare de treabă. Nu e să zici că era ceva gen disperat, ai odată să filmăm sau... Nu, e chiar foarte, foarte de treabă. Vă recomand să intrați pe canalul lui. V-am spus, posibil să mai filmez cu el din când în când. De ce mi-aș dori să intru în The Ranger, să fiu lângă tine? Da, poate dacă îi strânge mai mulți abonați, va intra și el în acel SMP. Da, bă, fraților, cam atât a fost acest videoclip de survival. Eu sper că v-a plăcut, deși nu am făcut cine știe ce. Vă recomand să intrați pe canalul lui. Face o treabă chiar foarte, foarte bună. Și nu uitați de like, share, subscribe atât la mine cât și la el. Eu am fost Geostyle. El a fost Valgon. Valgon, așa. Și ne revedem data viitoare. Ciao. Salut.